În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga vouă. Frați creștini, învățăturile minunate care le desprindem din Sfânta Evanghelie de astăzi pot fi socotite ca un balsam vindecător pentru o cumplită boală sau ca o cană de apă rece într-o zi fierbinte de vară. Cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos sunt cuvinte care răcoresc și vindecă sufletele cele bântuite de o mulțime de boli, dar mai ales de boala aceasta a îngrijorării pentru ziua de mâine. Îngrijorarea este un semn de necredință față de Dumnezeu. De aceea zice Domnul Iisus Hristos că și păgânii sunt îngrijorați și le caută numai pe acestea pământești. Dar trebuie să ținem seama că una este îngrijorarea și alta este a ne îngriji. La cea din tâi privire s-ar părea că Evanghelia de astăzi ar cuprinde un puternic îndemn la trândăvie și neprevedere. S-ar părea că după sfatul Mântuitorului, creștinul ar trebui să stea cu mâinile în sân, să nu lucreze nimic și să aștepte liniștit mură în gură, adică să-l hrănească și să-l îmbrace Dumnezeu. Oricine ar înțelege așa, înțelege foarte greșit. Cartea Sfântă nu ne învață nicăieri la trândăvie, ci dimpotrivă ne îndeamnă să muncim. Dovadă pentru aceasta ne stă viața Mântuitorului însuși, care a muncit până la vremea de 30 de ani la aspra meserie de dulgher. Iar din pildele lui vedem că ne îndeamnă la muncă. Pilda cu talanții, pilda cu semănătorul, cu lucrătorii ieșiți dis de dimineață la săpatul viei și altele. Dar mărturie prețioasă în această privință ne stă Sfântul Apostol Pavel, care lucra la facerea corturilor ca să câștige pâinea și să nu cadă greutate nimănui. Și el a spus și o învățătură ce nu se va uita niciodată: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Dar atunci cum rămâne cu cuvintele Mântuitorului care zice: nu vă îngrijorați? Ce vor să spună aceste cuvinte? Mântuitorul, cu înțelepciunea sa dumnezeiască, ne face să înțelegem că îngrijorările peste măsură îl duce pe om să cadă în unele ispite nesățioase de a îngrămădi mai mult decât îi trebuie pentru existența vieții de toate zilele. Și vrea să ne sporească încrederea în Dumnezeu când ne invită să privim la păsările cerului. El nu zice să nu ne îngrijim deloc, ci ne spune să căutăm mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, iar celelalte ni se vor adăuga. Căci știe Tatăl vostru cel din ceruri ce vă trebuiește. Dar omul ce face? Face întocmai invers. Mai întâi aleargă în goana nebună după cele pământești și uită încetul cu încetul de împărăția lui Dumnezeu. Aproape tot timpul cheltuiește numai pentru cele trecătoare, iar de Dumnezeu, de legea lui, de dreptatea lui, nici nu vrea să mai audă, să mai știe. Nu mai are timp nici de cea mai mică rugăciune. Ne jertfim toate puterile, ne dăm toată osteneala pentru dobândirea veacului acestuia trecător.
Și astfel grijile vieții acesteia îl robește pe om, îl face un fel de hamal de zi și noapte, așa cum erau evrei în robia din Egipt, căci faraon îi punea la cele mai grele corvezi. Într-o zi au venit la dânsul prorocii Moise și Aron și l-a rugat să dea voie poporului să meargă în pustie ca să aducă jertfe și să se închine lui Dumnezeu. Însă faraon ce a făcut? Văzând că evreii nu și-au uitat credința și că le mai arde să se închine Dumnezeului lor, a poruncit să li se mai mărească norma de muncă. A poruncit să li se dea ocupație după ocupație, ca să nu le mai ardă de jertfe și de rugăciuni. Și astfel, lucrul acesta dublat nu le mai dădea răgaz să se mai gândească la Dumnezeu și la cele sfinte. La un astfel de rezultat ajung și creștinii noștri, care pentru trebuințele vieții trupești se împovărează peste măsură cu grija mâncării, a îmbrăcămintii și a zilei de mâini. Își pierd sufletul prin grijile cele multe care năpădesc în mintea omului. Și iată cum, când vrea să se închine, atunci se îmbulzesc în mintea noastră mii de gânduri lumești. Și rugăciunea, în loc să se înalțe la cer, cade la pământ, parcă ar fi de plumb. Când vrem să mergem la biserică, interesele și plăcerile lumii ne împiedică și nu ne lasă. Și dacă vrem uneori să ne gândim la Dumnezeu, la veșnicie, la pocăință, atunci parcă și ispitele se dublează. Și nu ne mai dau pace ca să ne îndeplinim sfintele datorii față de suflet. Iată deci că din această robie vrea să ne scoată Domnul Hristos, Sfânta Evanghelie de astăzi, când ne zice: nu vă îngrijorați! Prin aceste cuvinte Mântuitorul ne învață să nu îngăduim materiei să ne subjuge. Dacă ar fi să trăim pe lumea aceasta în veci de veci, atunci interesele vremelnice ar trebui să ne stăpânească inima întreagă. Dar de vreme ce suntem niște călători prin lumea aceasta, atunci locul cel de căpetenie în inima noastră, în mintea noastră, trebuie să-l dăm sufletului, lui Dumnezeu. Sufletul deci să stea mai presus de orice, nu trupul. Dumnezeu mai înainte de toate. Nu grijile acestei vieți trecătoare. Cele mai multe din grijile și frământările noastre sunt zadarnice, fără rost. De ce? Fiindcă ni le facem privind numai la puterile noastre și uităm de ajutorul ce vine de sus, de la Dumnezeu. Uităm că fără puterea lui Dumnezeu, noi nu putem ridica un pai de jos. Așa că la fiecare pas trebuie să ne cunoaștem nimicnicia noastră și să vedem că toate atârnă de puterea celui prea înalt și mai ales să fim recunoscători și mulțumitori pentru cele ce ne-a dat până în prezent. Căci dacă îi mulțumim cu vrednicie pentru atâtea daruri care le-am primit, Dumnezeu ne mai dă. Iar dacă noi nu-i mulțumim nici pentru cele ce ne-a dat și nu venim la biserică, acasă la El, la Tatăl nostru cel din ceruri, să-i aducem laudele și cinstea noastră, cum să ne mai dea ceva? De aceea pune biciu pe noi și ne dă păspinare
și vin asupra noastră fel de fel de necazuri și suferințe grele. Cine fuge de biserică, cine nu iubește, cine nu vine să se roage, cine o înjură, nu are pe Dumnezeu de tată. Și se află ca un străin gol, sărac, fără de părinți, un fiu pierdut, căzut între hoți și tâlhari, fără niciun sprijin. De aceea ajung acești nemulțumiți de se sinucid, punându-și treangul de gât sau se otrăvesc. Fiindcă îngrijorările de lucrurile acestea pământești și plăcerile nelegiuite îl aduce pe om la starea de orbire sufletească. Și într-adevăr toate neînțelegerile dintre oameni, invidia, ura, războaiele răsar din poftele acestea ale lăcomiei, ale mândriei. Din alergarea nemăsurată după mai mult, după lucrurile trecătoare. Un filosof grec a zis că prin îngustimea minții și egoism, oamenii degenerează în bestii și devin lupi, tigri, unii față de alții, balauri și fiare înveninate care se urmăresc unii pe alții, cum se urmăresc aceste fiare prin munții și pustiile din junglele din Africa. Însă e prea puțin spus despre om, căci el e decăzut mai rău, fiindcă animalele sunt periculoase numai atunci când sunt flămânde. Ele, după ce s-au săturat, se odihnesc liniștite și nu atacă pe nimeni. Dar omul căzut în orbirea aceasta sufletească devine mai periculos atunci după ce s-a săturat. Atunci când are mai mult, căci cine au fost urmăritorii creștinilor de-a lungul veacurilor? Cei înfometați? Cei însetați și goi? Nu, dimpotrivă, bogații și împărații care dispuneau de toate bunătățile și nu le lipseau nimic. Că se neșteau în inimile lor alte pofte nesățioase, și mândria lor se socoteau Dumnezei, având pretenții de la oameni să le aducă jertfe. De aceea Mântuitorul, în Sfânta Evanghelie de astăzi, ne face cunoscut că noi nu suntem orfani pe lume. Avem un Tată sus în ceruri care ne iubește și are grijă de noi. El vrea să ne spună că noi suntem foarte importanți în ochii lui Dumnezeu, așa de prețioși încât din iubire pentru noi Tatăl a trimis în lume pe unicul său fiu ca să ne asigure fericirea cea de veci, și cea pământească vremelnică și cea cerească. Dumnezeu se îngrijește de noi, ne cunoaște pe nume, cunoaște toate nevoile și necazurile noastre și poate a ni le îndeplini toate dorințele noastre, căci numele Său este iubire. Dacă Dumnezeu hrănește păsările care zbor prin aer și toate viețuitoarele, dacă poartă grijă și împodobește florile câmpului, cu cât mai mult va purta El grijă de noi oameni. Noi care suntem zidiți după chipul și asemănarea Sa. El care hrănește toate vietățile și cel mai mic viermișor care aleargă grăbit sau se află pe fundul mărilor și a oceanilor. Iată una din purtările de grijă ale Tatălui Ceresc pentru ființa omenească. Când pruncul s-a născut pe pământ, Dumnezeu i-a pregătit și hrana trebuitoare pentru creșterea lui. Hrana trebuitoare, laptele mamei,
pe care trebuie să-l sugă, să crească mare, ce ar însemna dacă n-ar fi pregătit Dumnezeu această ușoară hrană și totuși plină de puteri care să-i asigure existența? Iată dar purtarea de grijă a lui Dumnezeu. El, Tatăl nostru cel din ceruri, s-a îngrijit de noi chiar când eram în pântecele Maicii noastre și ne-a pregătit hrana trebuitoare ca să creștem. Cu cât mai mult se îngrijește El acum, când suntem împresurați de o mulțime de ispite. Dar să-L cunoaștem pe El de Tată, să alergăm numai la ajutorul Lui, nu la diavolul, la vrăji, la descântece, să căutăm împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. În toate zilele și în toată clipa să căutăm să fim în strânsă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune și meditații creștinești sfinte și să și așteptăm de la El să ne facă dreptate în necazurile și suferințele noastre, că El ne va face dreptate, dar atunci când va vrea El, că-și poate merităm să ispășim vreo pedeapsă, niscaiva păcate. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne mai spune în Sfânta Evanghelie de astăzi că luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este luminat. Iar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este întunecat. Deci dacă lumina care este întru tine este întuneric, dar întunericul cu mult mai mult, prin aceste cuvinte Mântuitorul se referă la ochiul sufletului care este conștiința. Conștiința este glasul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Este ochiul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Nu există om fără conștiință. Chiar dacă se zice câteodată că un om nu are conștiință, aceasta vrea să zică numai că el nu ține socoteala de dictatele conștiinței. Dar nu că ea n-ar exista. Mulți oameni din popor au expresia aceasta: așa îmi dictează mie conștiința. Alții zic: așa îmi spune mie cugetul. Iar pentru că conștiința morală face deosebire între bine și rău, între ce este permis și ce nu este permis, îi se mai zice și simț moral. Conștiința se manifestă ca o lumină și un sentiment lăuntric, de la cele dintâi licăriri ale sale. Nu se câștigă prin experiență, nici prin învățătură, ci este înnăscută în sufletul nostru, este sădită de Dumnezeu în suflet ca legea sa, ca un ecou al dreptății veșnice, ca un semn neîndoios al asemănării omului cu Dumnezeu. Așa cum luminătorul trupului este ochiul, tot asemenea luminătorul sufletului este conștiința. Conștiința îndeplinește în suflet și în viața omului un întreit rol. Înainte de a săvârși omul o faptă bună sau rea, conștiința îl sfătuiește să o facă sau să nu o facă. Deci ea este un sfătuitor. În timpul când omul săvârșește fapta, conștiința este ca un martor. Iar după ce săvârșește omul fapta, conștiința este ca un judecător. Mulțumirea sufletească ce simțim după săvârșirea binelui se numește satisfacția conștiinței.
Dacă această satisfacție prin săvârșirea binelui devine permanentă, ea se numește fericire. Aceasta este singura fericire adevărată în viața pământească, pe care o poate gusta și bogatul și săracul, și cel învățat și cel neînvățat, și cel sănătos și cel bolnav. Și această fericire sufletească îi se mai zice și mulțumire sufletească, căci omul numai atunci poate fi fericit când are mulțumire sufletească. Iar mulțumirea sufletească nu o pot avea decât cei ce-L cunosc pe Dumnezeu și ascultă cu dragoste învățăturile Lui, trăind într-o viață curată de sfințenie. Cele mai frumoase exemple de fericire ne le dau sfinții mucenici, martirii creștini, care răbdau cu fruntea senină cele mai cumplite chinuri, în timpul cărora cântau imnuri de laudă lui Dumnezeu și salutau fără nicio ură pe împăratul din porunca căruia erau prigoniți și omorâți. Cu conștiința împăcată sufereau pentru credința lor în Domnul Hristos. Îi făceau să nu simtă durerile chinurilor și sufereau chiar cu dragoste. Este o greșeală mare să creadă cineva că oamenii nelegiuiți, care fac tot felul de răutăți și care trăiesc înnotând în tot felul de păcate grele și totuși le merg bine, au bani, au de toate, sunt slăviți și lăudați de oameni, trăiesc și se lăfăiesc în bunătăți, dar mulțumire sufletească să știți că nu au. Fiindcă în fundul inimii lor roade ca un vierme neadormit mustrarea conștiinței pentru păcate, pentru crime, pentru nedreptăți, pentru pârâciuni și pentru sângele pe care l-a vărsat în diferite chipuri. E destul să ne aducem aminte din istoria omenirii de tragicul sfârșit și de viața zbuciumată a unor monștri morali care au fost împărații romani: Tiberiu, Caligula, Neron, Diocletian, Maximilian, Irod, care a omorât cei 14.000 de prunci la nașterea Domnului Hristos, Irod celălalt, care a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, Ana și Caiafa, și o mulțime de călăi și criminali, de care istoria mai pomenește cu multă groază. Întristarea, rușinea și remușcarea ce simțim pentru săvârșirea răului se numește mustrarea conștiinței și constituie cea mai mare nefericire în viața aceasta. Nicio nenorocire ce ne poate lovi nu ne poate face să ne simțim așa de nefericiți ca mustrarea conștiinței, sau cum se zice în popor, mustrarea cugetului. Exemple din Sfânta Scriptură avem pe Cain, care și-a omorât fratele, prima moarte pe pământ, căci Cain, după uciderea fratelui său Abel, nu-și mai găsea liniștea nicăieri, ci alerga din loc în loc, văzându-și mereu mâinile pătate de sânge, iar mirosul sângelui îl mustra în cuget și îl făcea să alerge nebun, negăsindu-și locul nicăieri. Acest ochi dumnezeiesc îl urmărește peste tot și nefericitul Cain nu are nicio liniște. Alt personaj din Sfânta Scriptură este Iuda Iscarioteanul, care după ce a vândut pe Domnul Hristos, conștiința din sufletul său l-a mustrat așa de tare, căci n-a putut să mai aibă nicio liniște, până nu s-a dus la mai mari poporul evreu,
pe care i-a găsit în biserică adunați și le-au aruncat banii pe care îi primise cei 30 de arginți, strigând în gura mare: am vândut sânge nevinovat. Apoi s-a dus, nemai putând suferi mustrarea conștiinței, și s-a spânzurat, dându-se în ghearele satanei. Multe exemple avem din cărți și mai ales din întâmplările din zilele noastre chiar. Când cineva face o crimă, este imposibil să nu se descopere cât de târziu. Sângele celui mort strigă răzbunare la Dumnezeu. Mulți au făcut crime omorându-și soția ori copiii și imediat mustrarea conștiinței a fost așa de gravă că-și pe loc și ei și-au luat viața, împușcându-se sau înjunghindu-se. Așa s-a întâmplat într-o localitate o crimă descoperită misterios. Un cetățean văduv, care avea o singură fată, și aceasta avea o prietenă mai departe cu casa în oraș, amândouă fiind la liceu. Foarte des venea fata să ia pe colega ei de acasă și mergeau împreună la școală. Odată venind fata, tatăl fetei celelalte a primit-o în casă fără să-i spună că fata lui a plecat mai înainte. Și după ce a încuiat ușa, a batjocorit-o, apoi să nu se afle, a tăiat-o în bucăți și a băgat-o în beci. Și acum aștepta momentul potrivit să o scoată într-un sac și să o arunce undeva, ca să nu se afle. Dar mama fetei, care era atât de îngrijorată, fiind și ea singură și văduvă, și neștiind ce fel de colegă are fata ei și unde avea locuința, nu știa unde să o caute. Dar iată că în prima noapte sufletul fetei îi se arată în vis și îi spune exact unde se află, zicându-i: mamă, te rog, vino în strada cu tare la numărul cu tare și mă scoate de aici că sunt în beci tăiată. Femeia îngrijorată a luat un milițian și s-a dus în strada aceea la numărul pe care îl spusese în vis de 3 ori, căci nu s-a încrezut prima dată femeia. S-a dus cu milițianul și a găsit la numărul aceea adevărat fata tăiată în beciul acelui cetățean. Iar acel cetățean se pregătea să o ducă undeva departe ca să nu se afle. Iată deci și în această întâmplare ochiul lui Dumnezeu care nu doarme. Cum descopere o faptă așa de murdară și de grozavă? Aici mai descoperim și existența sufletului în om. Căci pe când credea el că a distrus totul omorând-o și nu se va afla nicăieri, iată că sufletul ia zborul ca o pasăre și a anunțat pe mama ei să vină să o scape. Apoi femeile care avortează copii, nu există să nu aibă mustrare de conștiință cât de târziu, mai ales pe patul de moarte. Dacă n-a știut prin pocăință adevărată să se împace cu Creatorul. Nu mai vorbim de copiii care fac părinților zile fripte, mari supărări. Nu-i ajută, nu-i îngrijesc, se leapădă de ei la bătrânețe și în diferite chipuri îi necăjesc. Să știe toți aceștia că nu vor scăpa de mustrările conștiinței. Și ochiul lui Dumnezeu cel tot văzător îi va urmări tot timpul cât trăiesc pe pământ. Ori încotro vor merge și mai ales pe patul morților. Așa îmi povestea un preot cum a fost chemat odată să împărtășească un bolnav chinuit de remușcările conștiinței.
dar până să ajungă preotul, omul a căzut în com. Femeia și copiii luară o lingură și cu putere-i căscară gura bolnavului care trăgea să moară și îi puse și un căluș în gură. Apoi îl poftiră pe preot să-i toarne în gură Sfânta Împărtășanie, ca să nu moară neîmpărtășit. Dragii mei, îi zise preotul, această taină nu se ia așa oricum, trebuie o pregătire sufletească. Iisus așteaptă să-i deschidem noi de bunăvoie ușa inimii noastre, cât suntem pe picioare și în viață, căci la moarte, iată de, e prea târziu. Așa se întâmplă cu mulți care stau toată viața nespovediți și neîmpărtășiți și pe patul morții chinuiți de remușcările conștiinței și de vedenii îngrozitoare, cheamă preotul, dar prea târziu. Alții de se mai împărtășesc la Paști și la Crăciun, dar în aceeași zi cu împărtășania în gură, în corp, în aceeași zi înjură, cântă cântece lumești, fumează, se îmbată pe la cârciun și astfel se împărtășesc și din paharul demonilor. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Și cum ne spune și Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Satana. Nu se poate sluji la doi domni. Creștinii noștri cred că așa e bine, să slujească la doi domni, să bea și paharul Domnului, să ducă și la cârciumă să bea, să se îmbete, să urle ca fiarele și să-i judece și pe cei care nu fac ca ei, să zică că aceia sunt sectanți, dacă nu fac ca ei. Nu sunt creștini ortodoxi. Ce rătăcire și întuneric mare în capul lor! Ce credință, ce creștini rătăciți avem în veacul de pe urmă! Acest ochi sufletesc, frați creștini, poate să fie întunecat sau luminat după felul cum am practicat noi credința în toate zilele vieții noastre. Educația, mediul social, religia, cărțile citite, ocupația, felul de viață influențează în chip felurit asupra formării conștiinței la diferiți oameni și chiar la popoare întregi și fac ca conștiința să nu funcționeze la fel în toți. Cu alte cuvinte, există mai multe feluri de conștiință, o educație îngrijită și un mediu social sănătos vor contribui la formarea unei conștiințe drepte, pe când lipsa de educație și un mediu social nesănătos vor falsifica conștiința. Religia și ocupația fac de asemenea ca conștiința să difere la oameni. Una este conștiința păgânului, alta este a evreului, alta a mahomedanului, alta a creștinului adevărat. Una este conștiința preotului, alta a militarului, alta a negustorului. Și după cărțile bune sau rele pe care le citim, sau le-am citit în vârsta copilăriei, și după felul de viață cinstită sau destrăbălată ce duce omul, se deosebește și conștiința în el. O conștiință adevărată, dreaptă și sigură sau perfectă, o are acela care socotește bun ceea ce într-adevăr e bun și socotește răul ceea ce într-adevăr e rău. Iar conștiința care vede ca bun ceea ce este rău
și vede ca rău ceea ce este bun, acel om are conștiință eronată, falsă, o rătăcită, greșită. Mai este o conștiință în unii oameni care consideră păcatele grele sau abaterile grave ca foarte ușoare. Această conștiință se cheamă laxă sau slabă. Alți oameni au o conștiință care consideră că au oprit ceea ce este permis și exagerează anumite obligațiuni. La aceștia se zice scrupuloasă. Iar alții nu știu cum să califice o faptă și se numește dubioasă sau îndoielnică. Sunt oameni care au conștiința trează. Aceștia se pronunță fără șovăire în calificarea faptelor. În calificarea faptelor ei văd pe loc care faptă este bună sau rea. Dar cei mai mulți oameni sunt care au conștiința adormită și nu iau seama la cele ce se petrec în suflet. Aceștia sunt întocmai ca un om care își acopere ochii să nu mai vadă lumina soarelui. Că cei îngrămădesc plăceri peste plăceri, păcate peste păcate, griji peste griji ale vieții acestea trecătoare, ale trupului, ale lui Mamona, de care ne vorbiră Mântuitorul astăzi. Și astfel ochiul conștiinței se întunecă și omul ajunge un sclav, un slujitor supus al materiei. De aceea, zice Mântuitorul, că nu se poate sluji la doi domni. Nu se poate sluji și lui Dumnezeu și diavolului. În Orient, Mamona este socotit banul, iar noi românii îi zicem banului că este ochiul diavolului, fiindcă pentru bani a fost vândut Mântuitorul și pentru bani s-a făcut multe vânzări ale sufletului și ale sufletelor și ale vieților omenești. Nu mai vorbim de mulțimea nedreptăților, a crimelor, a furturilor și a celor mai multe păcate. Când farisei i-a arătat Mântuitorului un ban, arătându-i chipul de pe el, Domnul Hristos nici n-a vrut să se atingă de el. Așa a fost de scârbă de ban. Ochiul cel luminat s-a întunecat, de care ne spune Mântuitorul, mai înseamnă și ochiul conștiinței părinților în familie. Tata și mama să vegheze asupra copiilor și să-i ferească de rele, de păcate, de vicii. Vai de copiii care n-au ochii părinților veghetori asupra lor, care n-au părinții cu conștiință dreaptă și curată și trează, căci acolo este întuneric mare în casa aceea. Dacă ochiul conștiinții părinților este întunecat, și copiilor sunt întunecați și umblă tot pe întuneric, tot prin cârciume, tot beți, tot cu aceleași blestemății de păcate și cu înjurături și cu drăcuieli și cu desfrânări. La fel fac și copiii, că și ei umblă prin întuneric ca și părinților. De aceea au atâta necredință și răutate în capul lor. Ochiul conștiinței trebuie să-l aibă luminat și preotul în parohia lui. Trebuie să fie luminat ca să lumineze și ochii ceilalți ai copiilor cei sufletești. Și profesorul în școala lui, ca să lumineze tot trupul, adică și pe ceilalți, pe elevi. Și în toate locurile și la toți trebuie ochiul conștiinței treaz din adormire, luminat cu cuvântul lui Dumnezeu, cu învățătura sănătoasă a bisericii. De aceea o mare datorie au părinții cei duhovnicești
să trezească în suflete ochiul conștiinței cel adormit al copiilor, iar părinții cei trupești să formeze pe copiii din frageda vârstă, să-i crească într-o conștiință dreaptă, la formarea conștiinței însă, după părinți, ajută în primul rând Biserica Creștină Ortodoxă. Pentru aceasta trebuie să-i aduceți aici la biserică, apoi să le arătați exemple frumoase de viață morală, văzute sau citite, să vă dați silința de a le imita. Contactul cu oamenii credincioși, cu viața frumoasă, care urmează la biserică, îi ajută foarte mult pe copii și mai mult îi ajută evitarea, depărtarea definitivă de a nu avea legături de prietenie cu oameni vițioși, pătimași, adică plini de tot felul de patimi urâte, de bețivi, de desfrânați, de tutunari, de hulitori, bătăuși, criminali, hoți și alții. Dacă copiii și tineretul vor crește cu o conștiință dreaptă și curată, vor fi de folos societății și statului. Vor face numai bucurii părinților și vor fi și ei fericiți. Părinții vor scăpa de mari necazuri chiar în lumea aceasta și nu vor mai plânge cu lacrimi amare de pe urma lor. Iar ei vor avea aici, în lumea aceasta, o mulțumire sufletească, o conștiință împăcată, o fericire sufletească și trupească și vor moșteni și fericirea cea cerească pe care o va da Dumnezeu numai celor ce ascultă de învățătura sa, de cuvântul său. Doamne Dumnezeul nostru, trezește ochiul conștiinței noastre și fă-ne să înțelegem cum să te iubim pe tine mai mult ca orice și să facem numai voia ta, Doamne, că tu știi cele ce ne trebuiește nouă și ne le vei dărui și bunătățile cele vremelnice și cele veșnice, Stăpânul nostru, Tatăl nostru cel din ceruri. Amin.